ședința de azi și îi dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a citi ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru prezență. Având în vedere dispoziției primarului 210 din 22.10.2016, sunteți convocat la ședința ordinară a Consiliului Local a Comunei Pătereș, care va avea loc vineri, 27.10.2016, ora 9.30, în sala de ședință a Consiliului Local Pătereș, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind completarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2016, inițiator primarul comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cotei de combustibil la microbusul școlar ca urmare prelungirii traseului, inițiator primarul comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin cu domeniului public al Comunei Pătereș, județul Bacău, inițiator primarul comunei, și punctul 4, divers. Dacă sunteți de acord cu propunerea ordinii de zi, vă rog să puneți de aprobare. Mulțumesc! Voi deci la citirea procesului verbal, după care vom trece la aprobarea proiectelor de hotărâre propuse. Proces verbal încheiat astăzi 29 iunie 2016 la sediul primăriei Comunei Pătărești, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local a Consiliului Local al Comunei Pătărești, convocată prin dispoziția primară numărul 179 din 23 septembrie 2016. La ședință participă toți cei trei consilieri locale aleși. Președinte de ședință este domnul Ungur Viorel. Din partea mass media participă exclusiv TV. Consiliul Local este legal constituit în conformitate cu prevederile articolului 41 din Legea Administrației Publice Locale și își poate desfășura lucrările. Ședința este deschisă de doamna primar, care, după ce mulțumește domnilor consilieri, dă cuvântul doamnei secretar. Doamna secretar, dă citire procesului verbal al ședinței ordinare din 30 august 2016. După citirea procesului verbal, solicită domnilor consilieri aprobarea. Nu sunt obiecții, nici discuții, se supune la vot procesul verbal, care este aprobat în unanimitate. Se trece la citirea ordinei de zi de către președintele de ședință. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării planului de investiții pentru anul 2016. Inițiator primarul comun. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2016, inițiator primarul comunii. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Pătărești pentru anul 2016, inițiator primarul comunii. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pătărești și serviciilor publice de interes local, inițiator primarul comunii. 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Pătărești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Vasile Gheradu din Satul Nou, Comuna Pătărești, județul Bacău, pentru anul școlar 2016-2017. Inițiator primarul comunei. Diverse. Nu sunt obiecții, se pune la vot ordinea de zi, care este adoptată în unanimitate de cei 13 consilieri locali prezenți. Se trece la punctul 1 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 2 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile. Se supune la proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 3 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile.
se supune la un proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 4, doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nu-i discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile, se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 5 al ordinei de zi, doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre, nu sunt obiecții, nu-i discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile, se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la diverse. Domnul consilier Valinte Eugen ridică următoarele probleme. Sunt depozitate pe carosari și pe terenul aparținând domeniului public materiale de construcții care aparțin domnului Eneliviu. Datorită acestui lucru există o slabă vizibilitate a conducătorilor auto în acea parte a drumului județean, precum și blocarea scurgerii apei pluviale pe șanțul aflat de o parte și de alta a drumului. Mai solicită modificarea programului de iluminat public și balastrarea drumului care duce la cimitirul din sat Bahre. Domnul consilier Lenchen Mihai Emir întreabă dacă domnul Toma Gheorghe, președintele Asociației Tineretul Casa de Piatră, a venit să discute cu doamna Privar cu privire la predarea căminului cultural către autoritatea locală. Doamna secretar solicită ca această întrebare să fie adresată doamnei primar, care va fi prezentă la ședința următoare a Consiliului Local. Domnul consilier Lenghen Mihai Emir ridică problema stopării curgerii apei care se scurge prin șanțul ce străbate terenul proprietate privată a acestuia. Solicită în acest sens Consiliului Local rezolvarea acestei probleme în sensul amenajării unui alt șanț. Acest lucru fiindu-i promis de fostul primar și consideră că se poate realiza. Doamna secretar răspunde că autoritatea locală nu poate face investiții pe o proprietate privată care nu-i aparține. Solicită domnului consilier ridicarea acestei probleme în ședința următoare în prezența doamnei primar. Nu mai sunt alte discuții de pentru care Consiliul Local își încheie lucrările ședinței. Dacă sunteți de acord cu procesul verbal, vă mulțumesc mult. Vom trece la punctul 1 al ordinii, respectiv proiect de hotărâre privind completarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2015. Având în vedere materialele prezentate, sunteți de acord cu proiectul de hotărâre? Adică vă întreb dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Supuneți că aprobat. Mulțumesc mult. La punctul 2, proiect de hotărâre privind suplimentarea cotei de combustibil a microbuzului școlar ca urmare a prelungirii traseului. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Mulțumesc mult. Și la punctul 3, proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Bărcărești. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Mulțumesc mult de tot. Cine dorește să ia punctul? Doamne, să ne întoarcem la punctul 1. Acolo ați spus balastarea drumurilor prin satul Nou Nicurești, ceva ați spus acum. Înainte, dar nu s-a trecut și ce am propus la ședința anterioară. Vorba de drumul de la cimitir din Bacu. Deci, la lucrările de colmatare, la capitolul 3, vă referiți, da? Unde am zis de colmatare și refacere șanțuri, lucrând de amenajare și balastare, aici trebuie la drumul să vezi pe străzile, da? La punctul acesta? Da. La punctul 18 să fie introdusă și... Da. Nu trebuia introdus și ce am propus la ședința anterioară. Deci, eu am citit proiectele de hotărâre propuse de doamna primar, ca urmare a referatelor. Da, dar la ședința anterioară am propus, nu? Da, eu am și cred că trebuia luat în vedere și treaba asta. Și mai e o problemă la Părâul din Bahna. Acolo, cred că în campanie s-a umblat pe acolo pentru adunare din voturi, pentru una, pentru alta. Nu s-a văzut că acolo n-a fost balastat niciodată? Adică niciodată. Acum curând. Unde?
Nu știu. De la biserică, eu la vaci. Eu nu am ședința de data trecută. Știți că eram plecată la Bruxelles. Așa. Nu știu de care drum ați ridicat problema. De ce de la biserică? Drumul de la cimitir. Nu, S-a uitat. Vă dau o explicație. Da, să dau acum răspunsul. Da? Într-adevăr, n-am știut de după ăla că ați ridicat problema în ședința trecută. Noi am fost acum o lună pe acel drum. Deja eram vizorul nostru. Am discutat cu domnul Galu pentru că am găsit înfundat drumul, țeava aceea care traversează și am întrebat cine i-a dat voie. E, acum cine i-a dat, cum a fost, a fost, da? Și am spus așa, că trebuie să desfacă acea țeavă, pentru că trebuie să apa trebuie să curgă pe undeva și nu poate merge toată cantitatea de apă care vine de pe Dumbrava să ducă și să spele curtea doamnei, că este o doamnă care tot a venit de acolo, doamna Virginica. Domnul fost vice știe, toată partea aceea a fost curățată de către noi și cei de la 416. Domnul vice a fost acolo. A toaletat copacii, a curățat șanțurile, au scos câte? 3 mașini de gunoi de pe șanț. Așa că din cauza asta intra pe alt traseu, nu știu unde, apa și de asta intra în grădina doamnei. Este în vederea noastră și reparațiile acelor drumuri de la cimitir. Numai că trebuie să facem un șanț, cumva să preia. Că nu-i convine nici lui domnul Galu ca toată apa care vine de pe Nicorești să intre pe proprietatea dânsului. Deci cu intenția aceea am înțeles eu că a fost închis acolo. Dar o să desfacem o parte, așa am convenit cu dânsul, o parte din apă mai preia și dânsul pe moșia lui, iar partea cealaltă să fie un șanț făcut să, pe șanțul vechi. Șanțul vechi cum... Nu are nimic a face apa care vinea pe podul ăla. Așa. Mergea pe drum, pe șanțul lui Gau. Da, intra pe dânsul. Așa o să. Asta a fost când eu vorbesc de drum, da. Da. De drum. Nu de șanț, nu de părău, nu de nimic așa. Dacă părăul curge pe drum, normal, de ce nu pui palatul? Totul se duce la mare. Părăul curge, curge. Apa să treacă cu mare. Apa nu curgea șanț pe drum niciodată. Dacă a închis-o... Nu, curgea pe șanțul principal betonat. Deci nu curgea pe... Dar cum nu vrea pe drum? Păi da. Acolo curgea și șanțul. Și s-a făcut un șanț pe partea dreaptă care nu prea ai mis. Șanțul pe partea dreaptă, de ce ai făcut acolo? Că nu prea ai nimic din apă. Nu știam pe unde curgea pe aceea. E un șanț pe partea dreaptă care e prin Bruien, nu are nicio treabă cu apa. Este făcut un șanț. S-a făcut ultima dată când s-a balastrat de Clauser. Dar șanțul ăla nu mai e funcțional. Deci pe acolo nu curge niciodată. Vă referiți la Iene acolo? Și să nu la drumul către cimitirul de la Varna. Nu, șanțul ăla care merge pe drumul vechi al cimitirului, spune doamna primar. Da, pe nu de drumul ăla, zice și domnul Mani? Da, de drumul ăla spune, da. Păi tocmai. Dar, sigur că e și acel drum, dar nu e atât de circulat drumul la cimitir. Că vin acum zilele cimitirilor și vor fi... Dar nu e atât de circulat. Noi avem probleme mari cu toate drumurile din comună. Pe data de 16, noi am solicitat în urma ploilor, de 13-14, așa, ca să avem un proces verbal, să ne legăm de drumuri, să vedem cum putem balastra. Am solicitat comisie de la Bacău, de la prefectură și de la Inspectoratul de Situații de Urgență. Pe data de 16, duminică 16, au venit și domnul vice cu domnul Mitruț de la Situații de Urgență de la noi, de la primărie, au vizitat toate drumurile. Avem un proces verbal pe care trebuie să-l ridicăm de la Inspectoratul de Situații de Urgență. În urma acestui proces verbal, noi am făcut acest proiect de hotărâre ca să putem să începem lucrările de balastrare la drumul. Deci trebuia să avem un document ca să putem să începem aceste lucrări. Nu domnul vice, că așa făceați și înainte.
Ei, noi n-am avut din august sau dinainte acel proces verbal, acum avem, de asta am inițiat acest proiect de hotărâre să ne apucăm de reparații drumuri, că într-adevăr toate drumurile din comună sunt stricate. Sigur că s-a făcut evaluarea de către comisie, că au fost de la situații de urgență, de la drumurile județene, au fost de la Direcția de Agricultură, Direcția Generală de Agricultură, au fost de la SGA, de la Serviciul de Gospodărire a Apelor și în măsura în care au constatat comisia a drumul afectat, în funcție de asta ne-au repartizat cantitățile. Cât balastru putem să punem acolo, ce reparații putem să facem. Ei, noi avem acum acel proces verbal, am inițiat acest proiect de hotărâre și începem reparații. Desigur că da, vom avea oferte depuse, o vom solicita oferte de la firme specializate pentru a începe lucrările. Eu sunt sigură de asta. Nu, cum nu se poate? Nici nu discutăm asta. Să dea Dumnezeu să fie vremea bună, să ne permită. Credeți-ne că asta dorim. Cele mai grav afectate drumuri sunt Ieremia Movilă, Teiului înspre Cuba. Încă acum iar avem probleme și pe Cuba, că s-a început... Și nu se mai poate ce. Da, s-a început, dar trebuia să dăm avizul pentru a pune înlocui acea conductă care are o durată de viață de vreo 50 de ani. Și 50 de ani am zis să facă lucrarea ca lumea, ca în termen de 50 de ani să nu ne mai răspăiască. După efectuarea lucrării, nu ei trebuie să repare drumul. Ba da, trebuie să aducă la forma inițială. Azi dimineața am discutat cu domnul director de la Kim Complex. L-am prevenit. Pentru că acolo nu se mai poate intra. Nici microbuzul școlar, nici ambulanță, nici au fost și ploile și sigur că deși au răscolit. Au ajuns, am înțeles, până la intersecție cu Teiului aici și mi-a promis că va lua legătura cu constructorul, pentru că eu categoric l-am sunat pe dânsul, să ia legătura cu constructorul și... Să nu lese să, dar nu, să nu facă tot traseul și după aceea să vină cu balastrarea. Să vină treptat. Da, da, mai chiar la intersecție, chiar la intersecție cu Da, să luăm legătura, dar trebuie făcută și lucrarea, să animăriți să fie. Aici, de acolo, se vrea tot pe eu. Da, de-aia că a fost și fânica, de-aia era chiar aici, era pe corp, a avut de la timp de are de sfat, mașina de cum e, trece, aia nu trece, balastru, nu este, nu se amtează la oameni. Asta și vrem să facem, asta vrem, dar știți că nu poți să faci dacă nu ai documente, nu? Acum, nu e vina nimănui, că au fost, eu știu, condițiile astea meteorologice așa. Și-au plouat de două luni, tot plouă în continuu. Noi vrem să facem, da. Pentru că s-a prins. Lucrări de colmatare și refacere șanțuri pe străzile. Brândușelor, satul nou, știți foarte bine care este, nu? Și tot așa este spălat. Mihai Viteazu, la fel este. Caporal Constantin Mușat, la fel este. Ieremia Movilă. Este prins și Bagna. Nu mi s-a spus, da. Ba da, cum să nu? Mihai Eminescu, este strada Mihai Eminescu din sat Bagna. Este strada de pe Părău, sigur. Doamna, când a citit domnul Dorcea. Nu s-a spus. Doamna, a citit mai înainte. Nu? Lucrări de amenajare și balastrare. Dar nu mai citit imediat. Doamna, a citit mai înainte. Pe drumurile Sătești, strada Teiului din Părgărești, iară, Brădușelor, Mihai Viteazu, caporal Constantin Mușat, Ieremia Movita și Mihai Eminescu din sat Bagna. Sigur că e vedere. Nu s-a studiat la Bagna nimic. Uitați, este aici. A, dar nu zici doamnă, nu specifică. Doamna a citit mai înainte. Doamna a citit sau l-a citit. Eu am auzit. Niciun am auzit. De Bagna din străză am auzit. Dar de străză de Bagna. Pentru că suntem tot la capitul. Materiale care le-ați avut la ședința de comisie, atunci ați vorbit de străză, da? Pentru că consilier ar trebui să știe care sunt străzile ce am ațins. Prima dată începe cu Părgărești. Pentru că suntem tot la discuții pe drumuri.
permiteți? Da, da, da. Unde este reședința? Reședința. Suntem tot la drumuri. Să vă spunem și de drumurile de exploatație. Unde vom face extindere la rețeaua de iluminat? Este prins aici la punctul lucrări de amenajare, balastrare și lărgire. Drumuri care au fost introduse în intravilanul localității. Sat Nicoreș pentru Rareș, zona Troița, de la Troița care vine spre satul nou. Noi am făcut și o ședință publică pe 17, într-o zi de luni. Știți că am avut discuția aceea și la satul nou, cei care ați participat, la acea ședință de preluare a Căminului Sumonțor după aceea. Și a doua zi am solicitat ca lumea să vină în teren, la fața locului, să vedem cum putem să facem. Având în vedere că s-a extins intravilanul, având în vedere că noi facem acea extindere la rețea de iluminat, sigur că dorim acceptul cetățenilor. Trebuie acum, de la început, să facem lărgirea acelor drumuri de exploatație. Pentru că vor veni stâlpi și nu trebuie să ne trezim cu stâlpul în mijlocul drumului, nu? Trebuie să fie pus acolo de... Și e nevoie ca să lărgim drumul, să aibă o anumită lățime pentru viitorul celor care vor construi case acasă, acolo, așa, să poată să treacă o mașină, Doamne ferește, de a pompierilor, să treacă două mașini mici, că sigur că cine face casă și ia și mașină, și ambulanța, trebuie să lărgim acele drumuri, având în vedere că ele sunt foarte înguste. Au fost câțiva cetățeni, dar foarte puțin din câți aș fi dorit să vină, să prezinte la fața locului. Noi oricum vom lărgi, pentru că avem voie. Mai sunt tufărișuri pe care le vom curăța și vom lărgi ca un drum de acces să fie de minim 6 metri, pentru că nu avem cum altfel. Cred că și dumneavoastră sunteți de acord cu treaba asta, nu? Da, oamenii care au gât sunt de acord să... Ei, cum să nu, da? Dar pe viitor este interesul lor, acelor care au proprietăți acolo. Nu, categoric crește. Și noi dacă... Păi da, dacă e deja... 4 metri, mai luăm 1 metru din stânga, 1 metru din dreapta, așa a făcut. Și acele drumuri de exploatație trebuie o leacă să le amenajăm și pe alea, că altfel nu se poate intra, nu? Intrând în intravilan, noi, autoritatea locală, avem obligația de a amenaja și acele drumuri. Cred că suntem și dumneavoastră de acord. Este vorba de partea asta, de la Nicoreș pe satul nou, de la Nicoreș spre Cicera, de la Vale încolo, drumul comunal, până la Hotar, la Bogdănești. Și ăla trebuie amenajat. De asta am propus acest proiect de hotărâre și modificarea planului de achiziții, pentru că altfel nu avem cum să facem cheltuieli. Nu? Sunteți de acord, da? Vă mulțumesc! Și așa, mai aveam un răspuns cu căminul, da? Știți că pe data de 16, duminica a făcut o ședință publică, ați fost acolo și dumneavoastră, mă bucur și vă rog să participați câți mai mulți consilieri la adunările astea și vom face mai des în toate comunitățile noastre. Da, au fost de acord și cetățenii ca să preluăm căminul, numai că sunt de făcut niște proceduri, categorii, că s-a... Dar în baza unor documente, noi trebuie să preluăm în baza unor documente. Au o hotărâre judecătorească și noi trebuie să avem o hotărâre judecătorească corectă, legală, în baza căruia preluăm căminul. O să fie puțin de durată, nu, doamna secretară, partea juridică va aparține și... Da. Și vom prelua. Sigur că scopul nostru, v-am zis și atunci, este pentru a reabilita, a reamenaja și să dăm în folosință așa cum trebuie. Adică să facem activități la școli, de exemplu, la început de abil, hai la să-și vină școala. E bine să facă la căminul, nu să facă la căminul, dacă o mai soare, o să facă și duminică. Asta vom face. Și o bunică, părinții, educatorul la observare. Așa că facem curtea școlii acolo, zboare și gata, așa s-a dus acolo. Să sperăm că vom face multe împreună. Pentru că trebuie nevoie ca acel cămin să fie reabilitat, la fel și căminul de la Bagna să se finalizeze și dăm în folosință, iar după aceea să ne gândim ca să avem o echipă de dansuri, o echipă de fotbal, niște acțiuni pentru tineret, pentru că într-adevăr tinerii n-au unde să meargă, ce să facă. Și atunci, sigur, dar nici nu au unde acum. După ce vom prelua,
vom aduce la cunoștință aici toate demersurile noastre, o să fie iar o hotărâre, nu, oricum e, sunt documente de făcut. Da? Faptul că deși a fost de acord și cetățenii sunt de acord, este bine, un atu pentru noi. Cetățenii și până acum era de acord, numai că au fost mințiți, când s-a dus cu semnături. Păi da, deci asta a vorbit. Semnătură e semnătură, într-adevăr așa e. Au fost mințiți că ia primarul, că ia cu tare, că ia cu tare și vrea să... Deci toți cei care au semnat... Nu, dar a fost minciul mai... Adevăr e că dacă ia primarul, dacă investești, scumpe și chiria. Păi dacă e mai corect 7 milioane, la saltul o să fie 10 milioane, nu? Depinde că există programe europene acum, prin care se pot noi vrem cu fonduri europene. Pentru reabilitarea cărbunului. Dar pormotivul este o trezeștiu. Sigur că da, normal că mai e. Și mai să facem din la sunt locale 7 milioane. Dar se face de aici. Și abilități mai mult. Constabil. Se face ca să poată să reziste toată lumea să poată să încercheze. Aici era dezvărat și lucrurile chestia asta. Nu se poate cupi să mă spune. Și așa la Nicorești. Dacă ia primărea. Primărea nu stă pentru ce nu vizit de ei. Pentru că bana nu se face și 7 milioane. Este enorm de mult. Chiria este 7 milioane. Foarte mult. Nu, absolut de mult. Noi, pentru la Vitic, noi am votat ceva de 5 milioane, nu știu cum de 7. Nu știu cum a ajuns la 7 milioane. Pentru că a crescut, ați votat înainte de majorarea taxelor. Dar taxele se majorează anual. Prima oară când s-a votat și s-a dat, a fost de 5 milioane, ca urmare a calculului privind investiția, iar s-a votat majorarea pentru că asta a impus codul fiscal de majorare. Nu se poate. Pentru că a fost calculul de la început făcut conform cheltuielii făcute. Adică investiția trebuie recuperată. Clar, o recuperez din... Și mai greu o recuperez. Și la sate nu la fel va fi, ca la fiul risipitor. Mai mult, dacă ar fi fost să dea 5 milioane cu ce domnă, adică să dea 5 milioane într-o lini. Și condițiile să fie altfel. Nu justifică utilitatea, într-adevăr, este binevenit, bine că avem clădirea, încă nu justifică utilitatea, da. Păi asta ar trebui să se producă, adică să producă bani, știi, să scoatem... Dar ce? Singurul. Să investești 6 miliarde ca să... Ca să stai acolo frumos, ca să câștigi 18 de ani. 20. Hai, mai vine Rebelion, mai faci copii 6 milioane. O să ne gândim la variante, așteptăm propuneri. Factura de 40 milioane, Rebelion atât a făcut la Rebelion. Așteptăm propuneri. Este, uite, pentru activități culturale, dacă am reușit. Bine, că nu avem de unde recupera, dar ar fi pentru copiii noștri, nu? Trebuie să organizeze eu lucrurile astea. Profesori nu sunt obligați să facă nimic pentru... Uite că la varia nu vine nimeni acolo. Și copiii de unde s-au ducă bani. Într-adevăr, că acum au calculatoare acasă, telefoane, nu prea mai ies tinerii pentru a... Și e păcat. E păcat pentru că altfel ar socializa în grup, alte discuții. Ei, dacă se organizează, mai ies. Mai da. Sunt tineri. Ar fi mai frumos și să facem. Da. Mai sunt tineri, prin lucrare. Așa, că și la parohie când făcea preotul, mai veneau tineri. Da, mai sunt tineri. Dacă se organizează, mai e cine nu vrea. Că spunem că nu o să fie și nici nu organizăm, nu o să fie niciodată. Dar trebuie să încerci să vezi dacă vin sau nu vin. Așa că mine trebuie masă de tenis, trebuie, nu știu, activități din astea, da, de strategii pentru tine, nu? Dar mă duc în cămin și mai cum la fere, ce îți fac în cămin? De exemplu, Locuminul la târg, nu este loc și pentru așa ceva. Păi da. Uite, de exemplu, la târg, este lită mai sala aia de sport. Se poate face. Sunt chiriași în pe care se roase. Da, nu se poate face. Nu se poate face. Joacă tenis, sunt chiriași. Nu se poate face. Nu se poate face. Mai aveți alte probleme importante de ridicat? Spuneți, domnul Alexe. Pentru școala Nicoreștiu vreau să... E problemă cu vecinii, cu școala, acolo, cu... Cu plasa de la... Cu plasa de la gard. Da. Copiii... Cu joacă, au...
ore de sport sau bucate acolo și este mereu ca de mingea la vecini în grădină. Este în programul școlii, școala va face aceste demersuri, amenajarea terenului de la Nicorești. Am discutat cu domnul director, sigur că urmează să facem, am discutat și cu vecinul de acolo, într-adevăr, domnul Iediozis, care este situația, ar trebui și dânsuși să-și protejeze, să-și protejeze clădirea, dar de comun acord, eu zic, pe calea amiabilă vom face și, într-adevăr, trebuie amenajat acel teren de sport. Pentru că amenajat? Da. Cum e la sat? Nu? Cum e la sat? Nu? Cum e la sat? Deci, nu te mingea iară în curte la ori grădina la sat. Normal, tu îi convince omul, dacă are strafe de acolo. Dar tu strigă la poartă. Da, 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 da. Ia mingea 3 zile, știi că după 3 zile recuperează mingea. Merg eu că îi neamplăm și să rog să-i dăm o bună. Da, doamnă, puteți să... Puteți să-și chide ședința, doamnă? Încă nu s-a terminat. Alte probleme pe care să le ridicați? Spune domnul. Construcția din Bafra, doamnă. Da, la cămin. Domnule, că se filmează, e atins. Dar se filmează, nu uita. Mai cum e, dar niciodată. Cine controlează ce și cum se construiește acolo? Avem un vicinte de șantier care este plătit de primărie, care urmește lucrările și noi. Așa ce am observat eu întreagă, că n-am intrat acolo, s-a folosit în loc de bare filetate, fier beton de 6. Domnul vice ar trebui să știe în ziua de astăzi să folosesc bare filetate la prinderea grinzilor. Așa, una la mână, la izolarea exterioară. Prima dată, din câte știu eu, trebuia tencuit și după aceea pusă izolația. S-a pus izolația direct pe cărămidă. Nu trebuie neapărat. Depinde cum este... Trebuie neapărat. Dacă e cărămidă, trebuie tencuit. Altfel, e cu găușbică, nu prinde. Trebuie tencuit. Dacă e cărămidă, trebuie tencuit. Dacă prinde timpul tencuială, nu are. Nu are. Nu tencuială de 2 cm și rândeaua la ține. Normal că ține. Și încă ceva cu fierul beton. Cine a scos tijele metalice filetante, ăla nu-i corect. Dacă te uiți în toate documentația constructorului, no, să pune fier de 6, pentru că este foarte maleabil. În caz de cutremur, rezistă până la 7-8 Richter. Iar bara, deja, se rupe, se corfetează, pa, și s-a dus toată clădirea jos. Vorbesc serios. Eu am întrebat. Nu, așa, nu, să vă dau și răspunsul. Da, este bine să vă dau răspunsul pe loc. Da. V-am zis, avem un vicinte de șantier care urmărește lucrările. Sigur și noi trecem, pentru că este interesul nostru și chiar m-am implicat. A fost... Dirigintele de șantier se poate verifica că așa a fost și noi la biserică. Era diriginte de șantier și a avut un joc de lucrare. Așa că se mai poate... Și asumă! Și asumă toate responsabilitatea. A luat bani și după aia și asumă toate responsabilitatea, semnează acolo. Iar în privința materialelor folosite, nu vă contrazic, dar trebuie să vedem ce a fost prins în devizul de lucrări, în proiect. Absolut, în proiect. O să verificăm. Că folia anticondens a trebuit să pice pe uluc. Și nu pică pe uluc, apa care vine pe folie, condensul respectiv, să nu pice pe labriu. Și 100% normal asta așa se face. Folia trebuie să așa se face, dar e pentru condens. Condensul să fie preluat de uluc, nu de labriu. Da. Dacă s-a construit căminul cu bradul Nicolescu, dar trecut, s-a construit mai interesat și ar trebui să mai invadă. Dar să nu mai dăm în mâncare. Dar acum v-ați dus vreodată la căminul cu bradul Nicolescu, să vedeți cum arată, v-ați întrebat cum s-a făcut, dacă a intrat hârtia asta, apa, a intrat în lux sau nu, v-ați întrebat vreodată? Păi atunci ați venit tot cu mentalitate. Nu e nicio problemă, v-am verificat. Orice Da. Vine la Ambriu jos, din ce cauza a venit la Ambriu jos? Vă mulțumim! De-
de asta sunteți consilieri, să ne atenționați, noi verificăm, iar în ședința următoare vă vom aduce răspunsurile. Cu... Mulțumesc, nu e nimic, dar vă rog frumos, chiar vă rog, pentru că nu, de asta sunteți consilieri, reprezentanți ai cetățenilor. Trebuie să ne aduceți, eu știu, nevoile cetățenilor aici. Să ne aduceți, să ne atenționați, uitați că acolo e de făcut cu tare lucru, uitați că acolo s-a întâmplat ceva. Foarte bine, vă mulțumesc, domnul Bani. Nu, categoric. Bine, bine, nu trebuie, trebuia pus sub altă formă, adică nu atenționat, știi? M-a atenționat, să câți din dumneavoastră ați fost la București? Câți ați fost la București când s-a construit? Câți ați? Eu am fost la București. Dacă s-a pus libro, dacă s-a pus ceva pe ce... Câți ați comentat? Eu am fost și libro. Și atenționați să ne răspunsați. E de datoria conducerii primăriei să mai verifice. Am fost domnul Balint, am fost pe Nicugăm, sigur. Eu am înțeles cu dumneavoastră că nu sunteți de meserie constructor. Nici eu nu sunt. Să știi că mai sunt și o leacă de meserie. Pentru că am făcut liceu de construcție și mai pricep o lituță. Și chiar am fost. Să știți că chiar am fost. Și chiar i-am atenționat în unele privințe. Așa că... Poate trebuie o licitație pentru... Poate trebuie direct de aia. Încă nu așteptăm oferte. Încă așteptăm oferte pentru pentru ancheia. Da, avem deja. Avem o ofertă. Solicitări a fost din partea mai multor cetățeni și din comună care vor să vină. Suntem deschiși pentru orice, oricine. Se va vedea cine va oferi cel mai puțin, categoric că la va câștiga, nu? Depinde. Categoric trebuie să facem contractul pentru perioada următoare. Da, este pe lista noastră de priorități. Da. Și vă vom aduce la cunoștință cu cine vom merge, categoric. Da. Cine va oferi prețul cel mai mic? Bineînțeles că nu? Și iar utilajele cele mai bune. O să venim cu ofertele în fața dumneavoastră și vom analiza. Da. Vă spune, da? Tot eu mai am o problemă, doamnă. Da. Cu pubelele care ar trebui să fie la fiecare în poartă. Da. De asta spun de pubele, pentru că aici în Bărgărești am văzut că sunt. Nu, nu la toți. Nu la toți. Eu am avut o pubelă în poartă. Să nu fie la toți. Am plecat mai de dimineață de acasă, cumpărat pubelă, cumpărat la devin. Am plecat la ora 5, am scos pubela și un sac cu noi în poartă și s-a furat pubela cu noi cu tot. S-a rămas și pubela s-a dus cu noi cu tot. Probabil a avut nevoie de cu noi. Dar nu să putem să vă păzim pubele. Nu trebuie să păzim, doamnă. Dacă avea fiecare, nu cred că se fura pubela de acolo. Păi, în ce zonă stați? Poate avem cameră de luat. Vă și spun, pe data de 30, pe data de 30, la 5 dimineața am plecat de acasă, mașina 100% a venit după 7, între 5 și 7. 30, data de 30? Data de 30. Septembrie? Da. Septembrie? Nu știu dacă mai avem... Nu știu. Dacă ajunge la mână din noastră. Nu merge cu bără, merge cu noi. Da. 100% cu noi la mancat. Vă mulțumesc că ați ridicat problema. Foarte bine că mi-ați adus aminte că uitam. Ieri dimineața am avut o discuție. Altă ieri am avut cu domnul director de la ADIS. Ieri dimineața am avut cu cei din Onești care au punctul de lucru Roprescu și cu punctul de lucru de la Onești. Am pus problema pubelelor. Ce să fac, nu? Dacă dumneavoastră ați fost înainte, mă uit la dumneavoastră. Din câte am înțeles că a fost făcut un traseu cu și fără acces. Ei, cu acces sunt 119 gospodării, fără acces, uite acum, nu, dacă știam că este probleme, da. Și noi am primit 884 de pubele până acum. 84 încă le avem, pentru că am zis, nu le dăm până nu ne trimit și diferența. Categoric am discutat, domnule, eu nu pot să ies cu 84 de pubele, pentru că vine lumea și îmi cere, și ceilalți îmi vor cere. Așa că vă rog frumos să-mi trimiteți diferența. Este o problemă și la nivel de județ. Și sunt încurcați și dânsi și acolo. Că o parte a fost luată de Consiliul Județean, o parte de Romprestu și tot m-a ținut, cred că o oră jumate, domnul director de la ADIS, dar am zis, eu vreau pubele. Barăm 100 să ne trimiteți. Mi-a promis, chiar și doamna de ieri, vom face, iar vom reface traseul, că erau cu acces, fără acces, păi, dar, iar... Păi fără acces au făcut dânsi și nu am făcut noi.
O zis că de comun acord, ați fost pe traseu. Noi am tot insistat, doamne, dar poți să intri și pe acolo, doamne secretară știe, am tot insistat, m-am dus cu ei pe teren. Dar nu pot, că mașina este nouă, că are semnă, nu știu ce. Eu nu puteam să o oblisite mașina. Am zis să vină să refacem traseu, să vedem. Și la Pădurești, că tot măcar neaccesibile și am zis, fumă, dar poți să dai cu spatele. Bine, da. 50 de metri și știi, cum predici, noi așa, dai pubele. Da, iar primele case suce de pubele s-a dat înainte de a intra noi. Și s-au dat. Găsim acum în porți câte două pubele, pentru că ei, sau trei, pentru că sunt trei familii. Ei, în acea gospodărie trebuia o singură pubele. De asta acum nu ne ajută. Are contracte, au contracte. Are contracte, au singur contract. Da, era nu pe contract. Nu au fost făcute pe contract atunci evaluările, ci pe gospodării, nu? Au fost făcute pe gospodării, nu pe contracte. De primii eu am făcut contracte. Da. Nu, dar nu au fost pe contracte, ci pe gospodării. Și de asta acum nu ne-au ajuns cu belele. Dar sperăm să le rezolvăm. Pentru că, așa le-am spus, vreți plata să achităm taxa de salubritate? Nu avem cum. Păi trei familii au făcut trei contracte. Dar nu e adevărat. Nu, de unde? N-au niciun contract. N-au niciun contract. De ce ne intervin acolo? Că cine a dat colectivă și cum ar trebui n-au dat aia. Bine, nu căutăm vinovați. Vă rog frumos, nu vreau să caut vinovați. Noi știm cum s-au dat atunci în primele serii de pubele, dar nu vreau să caut vinovați. Și pe nivoada care s-au dat. Nici o problemă, vom încerca să rezolvăm. Așa că aștept săptămâna viitoare pubele, că și eu i-am condiționat o lepuță și am zis, dacă nu ne dați pubele, nu avem cum să plătim taxele. Săptămâna viitoare așteptăm pubelele. Acum, na. Nu pot așa mi-a. Oituzul are tot, Bogdăneștiu are tot, Filipeștiu are tot. Trotușul are să mai sunt și localități unde ne au. Nu, ci în jurul nostru, asta vorbesc. Nu cred că chiar tot. Nici Trotușul nu are. Nu, nici Tuta nu are. Nici Tuta nu are. Dar acum am văzut tot. Da, prin Tuta trec eu. Să vă spun, Tuta nu are Tuta. Nu avem cine la Porobani, treci de acolo. Nici Trotușul nu are. Lipsește ce, 6 de milioane. Nu. Nici la Porobani, Trotușul nu are. Nu, pe mine mă deranjează că am cumpărat și nu mai trebuia să legați de poartă. Mi s-a spus că la nivel de județ sunt 10.000 de pubele blocate de la opresc. Acum nu e vina noastră, nu știu. O să vedem cum o să fie, dar mi s-a promis că ne vor trimite. Acum, o să fie, chiar o să fie o problemă. Dacă nu mai aveți alte probleme foarte grave, discutăm după. V-ați uitat pe acoperiș și steagul ăla e rupt? Da. uitați steagul ieri. Puneți unul din cânepă, din plastic, să nu se mai rupă. Puneți din tablă, e ca o cârpă acolo. Vreau să închid ședința. Vă mulțumim, sunteți de acord cu toate proiectele de hotărâre, s-a supus la pot. Vă mulțumim pentru participare și vă răspundim la